Bună ziua, sunt Cornelia Cocoș de la agenția România for All din București. Și astăzi am să vă vorbesc despre începuturile turismului în România. E adevărat că nu prea știm când au început turismul în România. Poate că a început cu ciobanii, cu mișcarea de transhumanță, ale drumurile lor fiind descrise și desenate pe prima hartă al stolnecului Constantin Cantacuzino. Poate. Este vorba de prima hartă a țării românești tipărită pe la 1712 la Padova. Stolnicul Cantacuzino fiind fratele lui Șerban Cantacuzino, prințul voievodul Valachii și unchiul lui Constantin Brâncoveanu, nume cunoscute de orice român. Dar în afară de ei, primii turiști putem să spunem că au fost și cărturarii călători, pentru că despre țara românească a scris și Paul din Alep. Și să nu uităm pe comercianți, pentru că pentru ei au fost construite hanuri, precursoarele hotelurilor din zilele noastre. Este adevărat că mai există un singur han construit în 1812 de către Manuc la București. Dar se poate spune că acestea au fost începuturile turismului? Poate. Nu m-am gândit niciodată decât în momentul în care mi s-a pus această întrebare. Turismul de masă, în schimb, să zicem că a început pe la 1900, când au fost construite primele băi la Mamaia și la Sinaia, pentru că cu construcția castelului Peleș, mulți bucureșteni luau trenul, una dintre primele căi ferate din România, se duceau la munte. Deci, Sinaia și Mamaia au fost primele destinații turistice. În aceeași perioadă, în 1926, a fost creat primul organism pentru turism, pentru propagandă, care a devenit 10 ani mai târziu, în 1936, un organism de stat. Iar în 1938 s-a mutat în clădirea construită de arhitectul Octav Doicescu, clădire care există și în zilele noastre și care, cred că puțin bucureșteni știu, că se găsește în spatele fostului sediu al Comitetului Central al Partidului Comunist, deci în inima Bucureștiului. Între timp, acea clădire a devenit sediul Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist, iar acum este sediul Cinematografiei Naționale. Din nou, în 1955 a fost înființat Oficiul Național de Turism, ONT, cu intenția de a face o propagandă masivă către turiștii străini pentru a putea fi aduși în România. Deci dacă căile ferate, cum puteau să ajungă turiștii în România? Cu trenul sau cu avionul? Căile ferate, deci vorbim de începutul 1900, iar avionul, prima cursă cu avionul, care a fost Paris, Praga, Strasburg, Praga, Viena, București, Istanbul, este din 1922, pentru că în 1990 a fost construit primul aeroport al Bucureștiului la Băneasa, iar în 1947-50 este datează clădirea de astăzi, care are o formă foarte frumoasă, văzută cu Google Maps, forma unei elice cu trei pale. Mai târziu a fost construit în anii 60-70 aeroportul mai mare din Otopeni. Deci, cam asta ar fi începuturile turismului în România și, ca să închid, adaug că n-a fost dintotdeauna cunoscut programul de turism pentru turismul internațional pe urmele lui Dracula. L-a cerut în mod special Ceaușescu pentru a atrage turiști străini în România. Deci datează cam din anii, la sfârșitul anilor 70. Pentru moment este totul despre începuturile turismului
în România, pentru că pe urmă o să vorbim despre prezent.